Eu vreau să vă spun că am venit cu strângere de inimă pentru că îmi este frică, în primul rând. Unde ați venit cu strângere de inimă? Încoace la această emisiune, aici, la această emisiune, pentru că știam că se dezbate acest subiect, iar eu am pătimit foarte mult. Vă e teamă să vorbiți? Am trecut prin scene grele. Și mă gândesc la familie, mă gândesc la ziua de mâine, pentru că am avut mult de suferit, mai ales că eu am fost mandatat de Academie de Științe Agricole să reprezint unitatea S-a de fost domnul Vantoru, ați fost amenințat de... că... Direct sau indirect? Am trecut prin multe ponegriri, tot felul de postări, tot felul de acuze, de mizerii. Și de ce erați acuzat dumneavoastră? Nu înțeleg. Că în această mafie imobiliară sunt implicat și eu, că și eu am interese și câte și mai câte lucruri de genul acesta. Păi stați puțin, că dumneavoastră e exact contrarul. Reclamați lucrurile astea. Sigur că da. Și dumneavoastră spunea dacă noi am sesizat. Aveți și dumneavoastră vreo vilă în cartierul nu stau într-o garsonieră cu chirie, deci poate să verifice unde stau.